Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc. Ascultați, în esență, un podcast în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. La 2 septembrie, pe malul stâng al Nistrului și în orașul Bender, Tighina, de pe malul drept, dar subordonat autorităților separatiste, a fost serbată aniversarea 34-a de la crearea pretinsei Republicii Moldovenești-Nistrene. La festivitățile din Tiraspol au fost arborate drapelul transnistrean și cel al Federației Ruse, care în 2017 a fost echivalat cu cel al regiunii secesioniste. Внимание на флаги! În ajun, liderul de facto de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a făcut o serie de declarații într-o conferință de presă, între care, pe de o parte, că reintegrarea regiunii în Republica Moldova ar fi de-a dreptul imposibilă, iar pe de altă parte, că autoritățile de la Chișinău ar bloca negocierile privind reglementarea transnistreană, că Republica Moldova s-ar militariza cu intenții obscure și chiar că autoritățile moldovene s-ar teme să desfășoare plebiscitul constituțional pe tema integrării europene și în stânga Nistrului, pentru că, evident, acolo cetățenii s-ar pronunța împotriva Uniunii Europene. Cu ex-vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, vom încerca să analizăm ce ascund sau presupun aceste și alte mesaje ale Tiraspolului. Gheorghe Bălan, bine ați venit la Europa Liberă! Bună ziua! Într-o declarație făcută la 2 septembrie, Vadim Krasnoselski a afirmat că principala realizare a, citez, Republicii Moldovenești-Nistrene e poporul transnistrean, care e generator de pace, securitate și condiții normale de viață. De fapt, ce este în spatele acestui refren permanent din retorica elitei politice de la Tiraspol, că locuitorii regiunii ar constitui un popor distinct, deosebit de restul cetățenilor Republicii Moldova? Da, ați remarcat bine că în ultima perioadă din ce în ce mai des este vehiculată sintagma popor transnistrean. Dacă ne aducem aminte, 1990, când au avut loc acele evenimente, inclusiv cu congresul lor, a tuturor autorităților din regiunea transnistreană, unde s-a votat constituirea așa numitei Republici Moldovenești-Nistrene, atunci mai mult se punea accent pe Uniunea Sovietică, popor sovietic, pentru că Transnistria se vedea ca o republică în fosta Uniune Sovietică și a fost creată de Partidul Comunist din Uniunea Sovietică în contextul în care se încerca să mențină Republica Moldova în spațiu și sub controlul Moscovei. Respectiv, s-a creat această entitate așa numită, s-a încercat destabilizarea în sudul Republicii Moldova și, după cum noi am citit ulterior, când a picat puciul de la Moscova, se pregăteau alte câteva regiuni din Republica Moldova să fie destabilizate și create așa numite pseudo-entități, ca să forțeze autoritățile de atunci ale Republicii Moldova și populația Republicii Moldova să adere înapoi la Uniunea Sovietică și să fie reglementate aceste probleme care au fost create. Respectiv, în primă fază, se discuta foarte mult despre crearea Republicii Moldovenești-Nistrene și poporul sovietic și că ei sunt cei care luptă pentru restabilirea Uniunii Sovietice. Ulterior, când Uniunea Sovietică s-a destrămat, ei s-au trezit în situația când ei au rămas în trecutul sovietic, n-au fost recunoscuți de nimeni. Și nu fac parte din Imperiu. Respectiv, au încercat să-și legitimeze într-o anumită măsură existența și au început să utilizeze pe larg sintagma de popor transnistrean. Trebuie să înțelegem totuși că nu există careva diferență între populația de pe malul stâng și malul drept. Noi avem aceeași religie, în marea noastră majoritate, dar identic pe ambele maluri. Sunt aceleași grupuri etnice și popoare care locuiesc pe ambele maluri. În Chișinău avem mai mulți vorbitori de limbă rusă decât întreaga populația regiunii transnistrene. Spunem, grupurile etnice de bază și pe un mal și pe altul sunt aceleași. Respectiv, nu ar fi cazul să vorbim de existența cărorva popoare separate. Asta e mai mult o găselniță politică ca să promoveze pe viitor diferențierea dintre maluri
și în același timp să încerce să pedaleze pe recunoașterea internațională a Transnistriei, pentru că un popor ar avea drept la autodeterminare. Dar în cazul regiunii Transnistriene nu putem vorbi de un popor transnistrean. Dar ce au reprezentat pentru Chișinău cei 34 de ani de la separarea regiunii estice de Republica Moldova? Odată cu crearea acestei pseudo-entități, Federația Rusă, în primă fază Uniunea Sovietică, ulterior Federația Rusă, au primit pârghii asupra Republicii Moldova, blocând dezvoltarea și evoluția economică, politică și socială a țării noastre pe parcursul acestor 34 de ani. Noi, odată cu războiul din regiunea transnistreană, am fost nevoiți și să temperăm un pic vectorul nostru de dezvoltare. În anii 94-95 ne-am orientat la o discuție sau la o încercare de a purta un dialog simetric, cât cu vestul, cât și cu estul, să încercăm să stăm în două bărci. Dar și aceasta a fost o frână. Și ne-a întârziat dezvoltarea. Noi vedem statele baltice, care din anii 90 până în prezent au fost clar determinate pe vector și s-au integrat în Uniunea Europeană de mulți ani. Noi abia acum încercăm să recuperăm din acel decalaj, să revenim la ceea ce e normal. Dar existența regiunii transnistriene în sine, pe teritoriul Republicii Moldova, cu armată de ocupație străină, zonă necontrolată din punct de vedere social, economic, politic, a creat probleme și a perturbat viața Republicii Moldova. A creat așa fenomene de proporții cum este traficul, cum este contrabanda. Noi am devenit și una din sperietorile Europei când spuneau că suntem gaura neagră, pe unde se făcea cel mai mare trafic de țigări, alcool și alte aspecte. A dus la coruperea inclusiv și a elitelor naționale moldovenești și în același timp și o descurajare pentru populație, că atâția ani și situația din Republică nu s-a schimbat, dar în mare măsură datorită faptului că noi aveam această piedică în dezvoltarea țării, care era regiunea transnistriană artificial creată de Federația Rusă. În ajunul ceremoniilor de la Tiraspol, liderul de facto transnistrean Vadim Krasnoselski a susținut o amplă conferință de presă pentru jurnaliștii locali și ruși, vorbind inclusiv despre relațiile dintre cele două maluri. Aș vrea, domnule Bălan, să ne îndreptăm atenția la câteva dintre afirmațiile sale. Liderul transnistrean a insistat în răspunsurile sale la întrebările presei pe faptul că planul de reintegrare al Chișinăului este greu de imaginat, deoarece, citez, noi suntem total diferiți, noi avem, de exemplu, eroi diferiți, nu-i așa? Se întreba Krasnoselski, enumerând o serie de militari ai Uniunii Sovietice elogiați de transnistreni, pe când citez eroii lor naționale, ai moldovenilor din dreapta Nistrului, au них герои национальные. Sunt cei care au ucis sute de mii de oameni. Это те, кто убивали сотни тысяч людей, понимаете? Care reintegrare, se întreba liderul transnistrian aluziv la Antonescu, cum e de înțeles? Какая реинтеграция? Вы поймите, здесь глубинный есть момент. Insinuează cumva domnul Krasnoselski cum și-a justificat de altfel și Putin invazia în Ucraina, faptul că autoritățile moldovene, cel puțin, ar avea vederi pro-naziste, pro-fasciste, care au fost calculele unor asemenea afirmații. Într-adevăr, aici se găsesc câteva aspecte care ar trebui să fie desfășurate. Primul ar fi pentru populația internă din regiunea transnistreană să le spună despre acele diferențe care ar exista între noi. În același timp, pentru comunitatea internațională, din nou, cum ați menționat și dumneavoastră, a încercat să explice și mesajele care vin de la Moscova, învinuind Chișinău într-un mod sau altul, sau autoritățile de la Chișinău numindu-le regim, sau că mergem pe urmele regimului de la Kiev, sau că persecutăm sau împiedicăm dezvoltarea etniilor sau alte aspecte legate de, inclusiv și de fascism. Respectiv, el se înscrie. Mi se pare niște aluzii destul de grave. Da, sigur, dar în același timp el poate să-și permită asta să facă pentru că nu are nicio consecință ca urmare a acestor declarații. Asta face parte din propaganda care este făcută uzual de Federația Rusă și în același timp încearcă să inoculeze acele noțiuni și termene în capurile locuitorilor din stânga Nistrului, care, cu părere de rău, nu au așa un acces la informații sau surse media pentru a se documenta și a cunoaște din alte documente, nu din cele care le citește domnul Krasnoselski.
Da, el promovează anumite valori care el în capul lui sau a fost educat așa cândva. În același timp, cum spuneam, promovează acele narrative de la Moscova cu privire la fascism. Мы настолько разные современной Молдовы и исторической Бессарабии, что мне трудно представить вопросы реинтеграции, понимаете? Трудно. У нас разные герои. Suntem atât de diferiți de Moldova actuală și Basarabia istorică, încât este greu să ne imaginăm reintegrarea, a mai declarat Vadim Krasnoselski. Țintesc oare aceste declarații adâncirea prăpastiei dintre Chișinău și Tiraspol? Trebuie să reieșim din faptul că regimul de la Tiraspol e una și populația din regiunea transnistreană e alta. Practic, populația din regiunea transnistreană e aceeași populație care locuiește pe restul Republicii Moldova. Sau inclusiv cetățenia Republicii Moldova. Dacă vorbim de cetățenie, avem 200, noi avem practic dintre 360-370 de mii de locuitori cu cetățenii, cu acte în reguli moldovenești, care locuiesc în regiunea transnistreană. Asta practic ar reprezenta majoritatea populației din Transnistria, din cei 400 și un pic de locuitori. Practic ei sunt toți locuitori ai Republicii Moldova, deci ei și-ar lega viitorul și prezentul cu Republica Moldova. Pentru că dacă ar fi incompatibil viața sau viitorul cu Republica Moldova, ei nu ar accesa cetățenia noastră. În același timp, noi vedem că zilnic zeci de mii de oameni circulă de pe un mal pe altul. În ultima perioadă de timp, vedem regiunea transnistreană se află într-o criză profundă din punct de vedere economic și mii de oameni din regiunea transnistreană trec pe malul drept și lucrează, inclusiv și la Chișinău. Puteți să-i întâlniți lucrând în servicii pentru populație. Când vorbim despre integrare, da, sigur, pentru domnul Krasnoselski, posibil reintegrarea e ceva rău. Și nu doar pentru el, dar și pentru 50-100 de persoane care reprezintă regimul sau cei care dețin control asupra regiunii transnistrene. Dar în realitate, pentru restul populației, Republica Moldova poate fi o alternativă bună față de viața actuală într-un ghetto, unde li se încalcă drepturile și nu au niciun fel de perspectivă. Domnul Krasnoselski vorbește despre militarizarea Republicii Moldova, despre faptul că Tiraspolul monitorizează ce tipuri de arme letale sau neletale primește în dotare Republica Moldova, dar că este convins totodată că, citez, guvernarea și poporul Moldovei nu au nevoie de război. Все-таки здравый смысл, он восторжествует, и как руководству, так и народу Молдовы война не нужна. Нужны переговоры. Cum pot fi tratate și înțelese aceste declarații, domnule Bălan? Declarațiile referitor la militarizare, armament, situație din regiune, e utilizată de domnul Krasnoselski ca să-i, într-un anumit mod, să-i mobilizeze pe locuitorii din regiunea transnistreană, în același timp să nu să le creeze senzația de cetate asediată, să le creeze impresia că Republica Moldova ar fi un inamic, că Republica Moldova se înarmează pentru a ataca pe cineva, cu toate că, dacă să ne uităm după statistică, noi suntem printre ultimele locuri după armament, muniție și pregătire militară, comparativ din lista statelor care participă la această listă de evaluare a capacităților de luptă și de pregătire. Cu părere de rău, sectorul de securitate și apărare a Republicii Moldova nu a avut atenția cuvenită toți acești ani după independență. Dacă să vorbim despre domnul Krasnoselski, el încearcă să vehiculeze unele narrative din nou rusești sau narrative pentru populația din regiunea transnistreană că Republica Moldova ceva ar pregăti, pe când în realitate Republica Moldova face doar actualizarea, modernizarea, schimbarea tehnicii învechite care are deja 50, 60, 70 de ani și practic marea majoritate a echipamentelor care noi le primim sunt neletale și au ca scop doar defensiv. Și mai este un detaliu, în stânga Nistrului staționează armata rusă, care sistematic face exerciții nu comune doar, cu armata transnistreană. Nu doar armata rusă, corect, și armata forțele paramilitare transnistriene. Ei sunt practic văzuți la momentul de față ca o singură entitate, ei fac acele aplicații, fac acele exerciții permanente în comun, inclusiv în zona de securitate, după cum spunea comandantul Armatei Naționale. Zona de securitate, întocmai.
Întrebat ce așteptări are de la negocierile pe dosarul transnistrian, Vadim Krasnoselski și-a exprimat regretul că, citez, negocieri normale nu există. Переговоров нет, к сожалению. Нормальных переговоров нет. Нет формата 5+2. Formatul 5+2 nu este funcțional și nu au loc întâlniri în formatul 1+1, a mai spus liderul de la Tiraspol. Pe de altă parte, liderul de la Tiraspol declară că reluarea negocierilor în formatul 5+2 e posibilă, format în care, să amintim, doi dintre mediatori, Rusia și Ucraina, se află în război. De ce insistă Tiraspolul pe reluarea acestor negocieri, știind prea bine că ele sunt imposibile, cel puțin la această etapă? Dacă vorbim de formatul 5+2, într-adevăr, acest format, la momentul de față, este practic înghețat. El nu va fi funcțional. E greu să presupunem, la momentul de față, că Ucraina și Rusia se vor așeza la o masă de negocieri. Și atunci de ce insistă Krasnoselski? El insistă pentru că acest format și alte formate care existau în procesul de reglementare erau create în așa mod ca să tărăgâneze și să consolideze status quo, existența regiunii transnistriene pe viitor. Toate deciziile în aceste negocieri se luau în bază de consens. Era suficient cineva să blocheze sau să fie contra, nu găseai numitor comun. Respectiv, când vorbim despre ce dorea fiecare să obțină în procesul de reglementare, așteptările Chișinăului și viziunea Chișinăului e total diferită față de cea pe care o are Federația Rusă sau cu atât mai multe liderii din regiunea transnistriană, așa numiți lideri. Respectiv, 5+2 le dădea o anumită legitimitate, o prezență externă, un anumit statut, participant la masa de negocieri. În cazul dat, nefiind aceste negocieri, ei practic își pierd din vizibilitate și din rol și din statutul pe care ei îl aveau ca parte în procesul de reglementare din formatul 5+2. Dar, într-adevăr, există și alte platforme de dialog, există grupurile de lucru sectoriale sau discuțiile la nivelul reprezentanților politici, în cazul dat viceprim-ministru Serebrean și reprezentantul politic din Transnistria Ignatiev, dar ele au alt rol și alt scop. Când vorbim de 5+2, acolo e un scop politic, securitate și de alt gen și o decizie internațională care vine să susțină acele negocieri. Dacă vorbim de aceste platforme locale, ele sunt dedicate mai mult îmbunătățirii vieții populației. Și ele, dacă ați observat chiar și din declarațiile domnului Krasnoselski, el spunea că astfel de întâlniri au loc în continuare, dar ei sunt nemulțumiți de aceste... Da, asta voiam să vă întreb. Vadim Krasnoselski mai zice că întâlnirile dintre Oleg Serebrian și Vitali Ignatiev nu ar constitui un format autentic 1+1, deoarece cei doi nu sunt decât niște reprezentanți politici negocieri. E așa sau altfel? E un pic diferit. Când vorbim de ceea ce face negociatorul șef, el are toate împuternicirile pentru a extinde spațiile naționale și a acorda toate serviciile posibile populației din regiunea transnistriană. Scopul și așteptările noastre este să extindem acele servicii pe întreg spațiul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistriană. Așteptările regiunii transnistriene ar fi semnarea unor acorduri bilaterale, ceea ce nu intră în interesul Chișinăului. Respectiv, chiar și pe această platformă noi avem un pic viziuni diferite. Viziunea Chișinăului să oferim cât mai multe facilități, beneficii pentru populație, agenții economici, protecție socială, protecție medicală și de alt gen, inclusiv problemele ecologice și multe, multe alte aspecte. Pe când regiunea transnistriană, liderii, mai bine spus, ar fi interesați în semnarea unor acorduri care le-ar crea o anumită aparență de statalitate. Ceea ce nu este acceptabil pentru Chișinău să semneze astfel de documente cu reprezentanții unui regim. Din acest motiv, Chișinău va încerca să acorde și pe viitor acel suport pentru populație, agenții economici, pentru problemele care există în regiune. Oamenii nu au nicio vină pentru că se află 30 de ani în afara spațiului constituțional. Cu părere de rău, mulți ani de zile au fost trecuți cu vederea și nu li s-a acordat atenția necesară și suportul necesar, sprijinul. În ultimul timp, datorită și schimbărilor regionale, noi primim mai multe pârghii de influență și posibilități de intervenție și de ajutor pentru această populație. Din punctul dumneavoastră de vedere, la ce nivel, de fapt, se află dialogul dintre Chișinău și Tiraspol? El e unul tehnic. Noi pregătim
terenul pentru acea reintegrare care urmează să aibă loc în timpul, spunem, într-o perspectivă medie de timp. Într-o perioadă de 5-7 ani de zile, reintegrarea este posibilă. Respectiv, noi acum nu considerăm că este momentul oportun să forțăm nota. Noi trebuie să pregătim terenul, noi trebuie să extindem gradual acele spații, să încercăm să lucrăm cu populația, să punem accent pe retragerea munițiilor și echipamentelor și forțelor militare străine de pe teritoriul nostru și în același timp să pregătim terenul pentru acea reintegrare, crearea fondului pentru reintegrare și multe, multe alte aspecte care urmează a fi încluate. Dar există niște planuri de reintegrare ale autorităților? Nu am auzit cel puțin vorbindu-se despre aceste planuri. La momentul de față, toate instituțiile au obligația să extindă gradual spațiile lor de responsabilitate pe întreg teritoriul țării, inclusiv regiunea transnistreană. Vedem că la momentul de față, practic, marea majoritate a locuitorilor, deja cum am menționat anterior, au cetățenie moldovenească. Se extinde asigurarea medicală, inclusiv pentru persoanele care pot beneficia gratuit de acea asigurare medicală. Vorbim de studenți, de elevi, copii, de pensionari, persoane cu dizabilități și alții. Inclusiv aspectul social, dacă persoana decide să primească pensia de la noi, inclusiv și pe domeniul ăsta se lucrează, pe domeniile ecologice, pe domeniul înregistrării agenților economici. Chiar observăm că la agenții economici, marea majoritate a exporturilor de regiunea transnistreană, circa 80%, sunt orientate spre Uniunea Europeană. Dacă să calculăm sau să sumăm cu comerțul intern între ambele maluri, respectiv, această orientare e net diferită de abordarea de Ruski Mir sau că Rusia reprezintă o piață importantă pentru regiunea transnistreană. Vedem că agenții economici și populația decide altfel. De altminteri, Vadim Krasnoselski a sugerat în mod repetat că și-ar dori o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, cu care, dacă s-ar ivi oportunitatea, ar discuta despre pace și securitate. Credeți că o astfel de întâlnire ar fi posibilă, necesară și, în general, ar putea fi una productivă? Îmi pun o întrebare. Cum am discuta noi despre un statut cu persoane care dețin alte cetățenii? Da, Republica Moldova, prin reprezentanții noștri politici, discută cu cetățeni din Federația Rusă, din Ucraina, despre statut politic pentru o regiune din Republica Moldova. E un lucru straniu. Doi, noi avem un stat recunoscut, avem entități nerecunoscute pe teritoriul nostru. Nu este logic ca președintele nostru să discute cu reprezentanți de facto din regiunea transnistreană. Nu văd sensul. În cazul dat, nu am așteptări ca doamna Sandu se va întâlni cu domnul Krasnoselski, pentru că astfel de discuții n-ar duce la nimic. Domnul Krasnoselski ar dori, și el insistă pe viitor, să aibă independență, insistă pe diferențiere. Cu anteriorii președințe au avut întrevedere. S-au încercat în contextul în care se discuta că asta va contribui la reglementarea cât mai rapidă. Dar am văzut că asta nu a ajutat în niciun mod. Noi am văzut că acest teritoriu, inclusiv și conform deciziilor de la CEDO din 2004, care spun că Federația Rusă deține controlul de facto la tot ce se întâmplă acolo, politic, militar, social, economic și de alt gen. Respectiv, să aștepți că cei din regiunea transnistreană își vor asuma anumite angajamente și se vor reintegra pe teritoriul Republicii Moldova, e destul de complicat. Probabil una dintre cele mai surprinzătoare declarații pe care a făcut-o în acea conferință de presă Vadim Krasnoselski este propunerea pe care urmează să o prezinte în Sovietul Suprem de la Tiraspol, cea privind interzicerea denumirii toponimice Transnistria și echivalarea acesteia cu simbolurile fascismului și nazismului. Я выступлю за законодательной инициативой о приравнивании термина Transnistria к символам фашизма и нацизма. De ce credeți că insistă pe asta în general? Cum e posibil? Cum poate fi interzis într-o regiune un toponim istoric, de fapt? Dar asta se înscrie în aceeași direcție cu poporul transnistrian și cu alte aspecte, ci țin de așa numită statalitate, care ei încearcă să o inoculeze în capurile locuitorilor din regiunea transnistriană și în fața comunității internaționale. Insistând pe Pridnistrovie, să nu se discute despre Transnistria sau dând conotații negative Transnistria, în cazul dat mai mult se speculează politic și se insistă pe diferențiere. Presupun că ei vor fi capabili să accepte și să voteze un astfel de proiect,
dar asta nu va duce la nicio schimbare în abordarea față de regiunea transnistreană sau în schimbarea limbajului care este utilizat de autoritățile moldovenești. După înregistrarea acestei discuții, pretinsul Parlament de la Tiraspol a votat în unanimitate inițiativa lui Vadim Krasnoselski. Aceasta prevede că se va folosi doar toponimul Pridnestrovie, iar cei care vor utiliza pe teritoriul regiunii separatiste denumirea Transnistria vor fi amendați sau arestați preventiv pe 15 zile. Я вот, допустим, не против Европейского Союза. Ну как я могу быть против Европейского Союза? Afirmând că nu este un adversar al Uniunii Europene, Vadim Krasnoselski a declarat totodată că Republica Moldova aspiră către spațiul comunitar pentru că este falită. Cât privește poporul transnistrean, spune liderul de la Tiraspol, doar el poate decide soarta sa, doar că, după cum a continuat domnul Krasnoselski, puterea de la Chișinău se teme să organizeze referendumul din 20 octombrie și în regiunea transnistreană. Domnule Balan, cum și ce ar trebui să înțelegem din aceste declarații? El a făcut mai multe speculații în cadrul acestei declarații, spunând inclusiv că Republica Moldova e un stat sărac care caută să obțină finanțări din, și asta ar fi motivul da, la mila cuiva, și asta a fost de-a lungul anilor. Vreau să vă spun că situația economică și socială din regiunea transnistreană este una deplorabilă la momentul de față. Ei sunt practic dependenți în totalitate de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Marea majoritate a bugetului de regiune este constituit din plățile care le face Chișinău pentru consumul de energie electrică. Exact. E straniu să auzi pe o persoană care se pretinde a fi lider a unei regiuni că Europa e ceva rău, în contextul în care 80% din exporturi sunt orientate spre Uniunea Europeană. Toate acele proiecte de restabilire a infrastructurii, în mare majoritate, au fost promovate prin soft power de către Uniunea Europeană, care a investit bani pe ambele maluri, în zona de securitate controlată de autoritățile de la Chișinău, cât și în regiunea transnistreană. Și se învinuiește Uniunea Europeană că îi nu corespunde cu anumite valori ale sale sau cu anumite percepții care el le are față de situația de regiune. El inclusiv a făcut referire și la Olimpiadă și la valori religioase sau de familie. Asta cred că se înscrie deja în nomenclatorul de propagandă care este promovată în încercarea de a învinui Occidentul de toate relele și în același timp de arăta că doar în Rusia și inclusiv regiunea transnistreană se păstrează valorile familiale, religioase sau de alt gen și că ei se dezvoltă bine mersi și nu au nevoie să adeie la cineva. El încearcă să discrediteze procesul de integrare europeană, să descurajeze lumea să vadă în Uniunea Europeană ca un actor atractiv care ar putea schimba real viața în regiunea transnistreană pentru a descuraja inclusiv populația din regiune și a imobiliza din nou față de factorul extern, riscurile externe și din nou pentru a face diferența dintre maluri. Când vorbim de referendum, aici trebuie să înțelegem un următor lucru. Nu putem face referendum în regiunea transnistreană atâta timp cât nu controlăm acea regiune. Doi, nu putem face referendum când avem acolo forțe străine de ocupație. Respectiv, până nu avem acest teritoriu sub controlul constituțional și fără armată străină și cu perioada de tranziție, acest referendum, părere de rău, în regiunea transnistreană nu poate fi efectuat. Și nu doar acesta, dar și altele. Și în aceste împrejurări, domnule Balan, ar mai fi realizabil acel scenariu de integrare europeană în doi pași, mai întâi malul drept, apoi cel stâng, scenariu despre care vorbeau recent unii exponenți ai guvernării de la Chișinău? Eu presupun că nu va fi cazul să mergem în doi pași. Sigur, noi depindem mult și de evoluțiile regionale, ceea ce se întâmplă în Ucraina, războiul ruso-ucrainean, dar în același timp situația economică în Republica Moldova se schimbă. Din punct de vedere a nivelului de trai, noi devenim net superiori față de regiunea transnistreană, atractivitatea malului drept crește. De asemenea, dacă ne uităm la independența energetică a Republicii Moldova, da, cu deficiență în primă etapă, dar Republica Moldova a reușit să găsească alternative la asigurarea securității energetice, aprovizionării cu gaze, electricitate pentru malul drept
Și din câte am observat, inclusiv și în timp apropiat, regiunea transnistreană va fi în totalitate dependentă de gazul care vine doar din Occident sau prin Republica Moldova. Noi, la momentul de față, avem situația când Ucraina declară că posibil nu va prelungi acel contract de tranzit a gazelor prin teritoriul Ucrainei, respectiv regiunea transnistreană va primi coridorul transbalcanic. Va primi prin coridorul transbalcanic, inclusiv și acum deja regiunea transnistreană primește acel gaz prin conductele care sunt controlate de autoritățile moldovenești. Sigur, noi și acum avem posibilitatea să preluăm energie electrică din altă parte cu anumite prețuri mai mari, dar asta ar putea duce la o criză, la un colaps economic și social în regiunea transnistreană, în care Republica Moldova nu este interesat. Și respectiv, asta este și motivul din care noi încercăm gradual să diversificăm și sursele energetice, să ne consolidăm securitatea energetică și în același timp să nu punem presiuni sau probleme pentru populația din regiunea transnistreană. Ei sunt aceiași locuitori ai Republicii Moldova. În conferința de presă de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a admis că sectorul energetic e un exemplu când putem ajunge la o înțelegere cu Moldova. Întâi de toate, el s-a arătat convins că va fi găsită o soluție pentru aprovizionarea regiunii cu gaze rusești. Cu referire la contractul de achiziție a curentului de la centrala termoelectrică moldovenească Mgres de către Malul Drept, Vadim Krasnoselski a declarat că politica de prețuri o stabilește compania rusă de stat Interraua ES. Nu, ценовая составляющая это дело специалистов, они договариваются. Это всё-таки холдинг Interrau, care controlează de fapt Mgresul. Вот, они принимают в этом участие. Eu doar creez condiții, spune Krasnoselski. Я как президент создаю условия. Sugerează cumva dânsul că la sfârșitul acestui an, când expiră contractul Chișinăului cu Mgres, autoritățile moldovene vor fi puse în situația să aibă un dialog cu decidenții ruși, să continue politica concesiilor pentru un nou contract? Despre ce concesii presupuneți că ar putea fi vorba? Nu cred că la momentul de față regiunea transnistreană sau RAOES ar fi în situația să dicteze ceva autorităților moldovenești. În anul 2022 noi am fost în situația când am fost privați și de electricitate și de gaz. Și autoritățile, da, cu mari probleme, inclusiv cu creșteri dramatice de prețuri, au reușit să soluționeze acea situație și acesta a fost un impuls, un imbold care a urgentat acea reorientare a achizițiilor de gaze și a urgentat acea activitate de interconectare energetică a Republicii Moldova cu vestul. Vedem derularea celor trei proiecte de interconexiune energetică, dar sigur acolo mai durează un an, jumate, doi, până primele vor fi finalizate, dar noi avem și alte linii prin care am putea, în regim de urgență, să primim electricitate și din alte zone. Respectiv, pârghiile de influență sau de presiuni pe care le-a avut anterior Federația Rusă în anii 90, începutul anilor 2000, ele la momentul de față nu există. Nu cred că vor fi acele negocieri, vor fi o pârghie de presiune asupra Republicii Moldova, nu vor putea să ne preseze. Cazul în care noi refuzăm achiziționarea energiei electrice la prețurile care ne se forțează de a fi achiziționate sau nu vor fi convenabile autorităților moldovenești, noi doar vom cumpăra din altă parte acea energie electrică. Doi, în cazul dat, regiunea transnistreană nu va primi acela flux de bani, 15-19 milioane de euro pe care le primești pentru consumul de energie electrică de pe Malul Drept. Și acești bani reprezintă aproape 70% din bugetul regiunii transnistrene. Practic, în cazul dat, plățile sociale și de alt gen nu vor fi posibile. Plata salariilor și altceva, ce va duce în 2-3 luni de zile la o criză profundă în regiune. Avem o echipă destul de bună pe domeniul energetic. Presupun că prețul va fi unul bun pentru autoritățile moldovenești și în același timp nu va permite agravarea situației în regiunea transnistreană. De ce tocmai acum, domnule Balan, Vadim Krasnoselski a formulat aceste declarații? Care e miza lor, de fapt? Suntem într-o perioadă dificilă. Vedem schimbările regionale. În același timp, regiunea transnistreană a dispărut de pe agenda
surselor mass media. Într-un cont de umbră, cumva. Da, și apare doar din când în când, când ei mai fac un congres a autorităților de toate nivelurile, cum au mai făcut un pic anterior și au speriat comunitatea internațională că ceva se întâmplă, sau cu astfel de declarații. Consider că problema transnistreană poate fi soluționată, poate fi soluționată în interesul autorităților moldovenești. Noi suntem într-o perioadă medie de timp apți să reintegrăm regiunea transnistreană în interesul țării noastre. Presupun că acest lucru poate avea loc chiar înainte de integrarea europeană a Republicii Moldova, de asta poate nu va fi nevoie de doi pași. Atractivitatea și a malului drept, reformele care vor avea loc pe malul drept, afluxul major de capital străin, investițiile în infrastructură și schimbările economice și sociale care vor avea loc, va fi ca un magnet pentru populații care, indiferent de fapt ce vor spune așa numiții lideri, se vor orienta spre Moldova. Respectiv, și pârghiile de influență care au existat până în prezent a Federației Rusă, la export, la import din Republica Moldova, cu persoanele care lucrau în Rusia, cu resursele energetice, ele practic la momentul de față au dispărut. Orice decizii care trebuie să fie luate pe reintegrarea țării nu trebuie să dăuneze în niciun mod procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Posibil asta ar fi o miză pentru Federația Rusă să blocheze procesul de integrare europeană prin o reintegrare în condiții obscure care nu va fi acceptată de Chișinău. Fiecare zi, lună, an care trece, prin reforme și schimbări care au loc la Chișinău, noi apropiem procesul de reintegrare. Cum vă spuneam, în 5-7 ani de zile, acest proces poate fi definitivat. Gheorghe Balan, mulțumesc pentru această discuție. Cu plăcere. Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!